Alo, Rux Hotline. Bună, tu și m-am găsit la o nouă ediție din Rux Hotline, emisiunea în care eu sunt basically sora ta mai mare, mătușa aia cool, care îți dă sfaturi legate de relații și de dragoste. Hai să vedem ce mesaj am primit de la ascultătorii noștri astăzi. Alo, Rux Hotline. Dacă vrei să-mi trimiți și tu un mesaj audio, poți să o faci pe Alo, Rux Hotline, în DM, pe Instagram sau pe mail la ruxhotline@gmail.com. Ai toate datele în descriere și poți să-mi povestești ce vrei tu în mesaj. Nu uita să spui vârsta, problema pe care o ai, o întrebare pe care o ai și eu o să-ți răspund la ea pe stream. O să-ți modific vocea, totul va fi anonim, don't worry about it. Două miercuri pe lună se întâmplă Rux Hotline every other Wednesday, gen, și puteți să veniți pe Twitch la ora 8. Ca să vedeți mai multe întrebări, ca să vedeți mai multe răspunsuri, ca să vedeți și chat-ul. Vă aștept, atmosfera este foarte kitsch, foarte cozy. La revedere! Bună, Rux, chat și oamenii de pe YouTube! Vreau să vă explic și să vă descriu situația în care mă aflu... nu e chiar recent, dar eu recent am conștientizat-o. Eu sunt an terminal la facultate, iar încă de anul trecut eu am fost inclusă într-un grup lesde, 5 persoane, în care sunt eu cu o fată și restul de 3 băieți. Și toate lucrurile au fost foarte ok până acum. Ne distrăm, ne simțim bine, însă din aceștia 3 băieți, 2 sunt importanți. De unul știam că mă place încă din primul an, a fost foarte evident, dar din cauza că nici el nu a avut acest grup din start și stătea pe lângă anumite persoane, alți băieți care erau destul de nesimțiți cu mine, cumva l-am asociat cu acele persoane și doar anul ăsta ce m-am apropiat mai mult. Și apoi celălalt tip cu care nu chiar din start ne-am înțeles foarte bine, dar acum sunt cea mai apropiată de el as a friend. Îi spun foarte multe chestii, sunt foarte deschis să mergem la tot fel de concerte, evenimente și așa, și mă simt foarte bine. Am avut încredere să mă ducă cu mașina, m-a ajutat când am avut nevoie și e foarte atent. Chiar vorbim zilnic și e foarte sweet în mesaje, mereu îmi spune bună dimineața, noapte bună, ce faci, cum ești? Very much, nu boyfriend behavior, dar dating behavior, aș spune, că pare mai more than friends și cu tipul ăsta al doilea. Știe că pe lângă facultate fac destul de multe chestii pe lângă, mă întreabă cum a fost, dacă sunt bine, dacă am ajuns acasă și e foarte sweet. Și primul băiat care mă place, cumva pentru că I lowered my standards, nu pentru că nu aș avea standarde, ci pentru că standardele mele erau nerealiste, am început să dau credit și oamenilor din jurul meu. Am observat că tipul ăsta este și el foarte sweet, doar că în alt mod, în ideea în care dacă eu spun că nu mi-e foame și mi-au de mâncare, s-a întâmplat să-mi ia el, pentru că știa exact și ce-mi place să mănânc și ce nu-mi place și dacă vede că sunt supărată, mă întreabă dacă sunt ok și amândoi fac chestia asta, dacă mă văd puțin mai plăștit, repede mă întreabă dacă sunt ok, dacă mai sunt supărată sau dacă am o problemă, genul ăsta de lucruri. Ok, deci sunt amândoi persoane foarte atente, da, ne aflăm într-un triunghi amoros. Pare că primul băiat o place mai mult, cu al doilea e, nu știe încă, sunt prieteni și el e foarte sweet. Asta cu standardele, e o discuție mult mai amplă, dar nu cred că standardele cuiva sunt de neatins sau imposibile. Sure, la început, când încă nu prea am fost în foarte multe relații sau când încă we're dating around, cu siguranță o să avem niște standarde foarte, foarte exacte, pentru că sunt bazate pe relații pe care le-am văzut la alți prieteni sau relații din filme și o să fie lucruri care par imposibile, pentru că s-ar putea ca în standardele alea să-ți spui vreau neapărat o fată blondă cu ochi albaștri, să fie mică de statură, dar nu foarte mică de statură, să aibă fix conformația asta, să arate fix așa, să-i placă exact serialele astea, să-i placă fix muzica asta, asta și asta. Și atunci astea nu sunt neapărat standarde, cât sunt niște preferințe foarte, foarte precise. Să ai standarde înalte înseamnă mai degrabă să-ți dorești o persoană care să te respecte, o persoană foarte drăguță, cu care să ai lucruri în comun și care să te și atragă fizic. Și atunci astea nu le-aș vedea ca standarde înalte, că mi se pare the minimum things that you would need to be attracted to someone. Sau să meargă o relație cu cineva, să fiți atrași fizic unul de altul, să aveți lucruri în comun și să fii o persoană care te respectă din toate punctele de vedere. Așa că nu știm exact la ce se referă autoarea când zice că și lowered her standard. Mă gândesc că poate nu-l place fizic și a zis că și lowered her standards, că îi plac nu știu ce fel de tip și tipul ăsta e un pic diferit, dar
Let's find out more. Shoot your shot with the one your heart desires the most. Să vedem. Deci mai am un video pe canal care este fix despre dilema dintre a fi cu the hot guy sau the nice guy. Era tot un fel de triunghi amoros și era această tipă care se gândea să fiu cu tipul nice care se poartă foarte drăguț cu mine sau să fiu cu cel hot care de fapt nu prea mă bagă în seamă. Și evident nu-i spun eu unui om ce să fac în aceste videouri, tot timpul sunt doar sfaturi prietenești, exact v-am mai zis, ca și cum sunt your very cool aunt care îți dă niște sfaturi, te ascultă. Dar personal nu aș fii cu niciunul din acei băieți, pentru că e clar că îi placi din motive diferite și nu-i placi pe niciunul 100%. Dacă trebuie să te gândești între două persoane, poate mai degrabă nu-ți place niciunul la fel de mult. Și le alege pe cel nice și i-ai răni sentimentele că îți place de el doar pentru că este nice, dar nu te atrage, și cel hot nu te respectă și nu-ți dă atenția necesară, deci nu-l alege nici pe ăla. Cu vârsta înseamnă că mai mult contează comportamentul și aspectul din ce în ce mai puțin relevant. Sunt semi de acord cu asta, în sensul în care și mie îmi plăcea un anumit tip de persoană când era mai mică și aveam și eu, nu standarde înalte, dar standarde foarte specifice. Neapărat persoana cu care voiam să fiu trebuia să fie emo sau să asculte rock sau whatever. Sau să fie din același, mai departe în viață, în același domeniu ca mine. Which, again, is just very specific and stupid și evident. Te poți îndrăgosti de absolut orice persoană din orice domeniu și care arată oricum și care ascultă orice. Pentru că e foarte important să aveți lucruri în comun, dar lucrurile în comun trebuie să fie atât de specifice. Știi? Sigur pot să asculti rock, să iubești pe cineva care ascultă punk sau whatever. Cine știe ce idee aveam eu atunci. Dar nu cred totuși că aspectul e din ce în ce mai puțin relevant. Cred că o să punem, cât crește mai mult, punem mai puțin accent pe chestii foarte specifice, cum ar fi, îmi plac persoanele cu ochi albaștri și vreau neapărat să fiu cineva cu ochi albaștri, dar cred că în continuare ne păstrăm într-un fel sau altul gusturile și că în continuare este foarte importantă atracția fizică față de o persoană, care sure, poate să vină ușor treptat, dar nu in the sense of, mă combin cu persoana asta că e nice și avem multe lucruri în comun și lasă că poate o să fiu atrasă de persoana asta mai târziu. I don't think that works like that. Eu ca high standards mă gândesc la comportament. Nu mi se pare high standard să-ți dorești pe cineva care te respectă, se poartă frumos cu tine, nu te înșală, nu te păcălește și nu te gaslightuiește. That should be a normal treatment. Care ar fi bare minimum într-o relație? Ceva subiectiv sau putem generaliza anumite aspecte? Cred că putem să generalizăm că the bare minimum este ca persoana să te respecte, ceea ce înseamnă să te respecte gusturile, your boundaries, your ideas, you as a person, să nu te creadă mai puțin importantă că nu ești la nu știu ce nivel, să nu te creadă mai puțin frumoasă dacă nu faci X lucru, să te respecte pur și simplu ca om și dacă e doar asta, ai putea spui că gen, dacă te respectă nici nu te înșală, dacă te respectă nici nu te gaslightuiești, dacă te respectă nici nu e o persoană care se comportă urât cu tine. Mi se pare că putem, dacă vrei să generalizăm, că o persoană ar trebui să te respecte întru totul și that should be the bare minimum. Și cealaltă persoană din grup mi-a spus, băi, eu cred că amândoi te plac, adică unul dintre ei era evident și celălalt. Și problema s-a iscat din, de fapt, pentru că eu am fost gâscă și pentru că am vrut să dau credit oamenilor din jurul meu. Eu i-am dat o caldă acestui tip de mă plăcea din primul an. El a început să își exteriorizeze sentimentele foarte mult. Mi-a și spus că mă place, am și ieșit la date. Din punctul meu de vedere, date-ul n-a ieșit bine, în ideea în care nu aveam absolut nimic în comun și parcă s-a evaporat tot. Adică era mult mai lejer și mai ușor la facultate când eram toți și în momentul în care am fost unul cu celălalt, cumva sunt atât de mari diferențele între mediul în care am crescut, perspective și tot, okay, încât pur și simplu nu ne potriveam. Și mi-a fost extrem de greu să-l refuz. Eu i-am spus că nu-mi place de el. Am încercat să fiu super finuță ca să nu se supere, motiv pentru care el e foarte touchy, nu într-un sens intruziv, pentru că eu am prieteni băieți care mă iau în brațe, care mă mai țin de braț și cumva eu sunt super obișnuit cu chestia asta. Okay. Pentru el e mare lucru și tot timpul mai are forma aia de speranță că poate e reciproc, când mereu îi spun că uite, eu am spus ce am avut de spus. El a latitudinea ta, felul în care te raportezi, și celălalt tip, de care ziceam că sunt mult, mult mai apropiată, cumva pentru că mai e o lună și nu o să mai fim la facultate și se termină și nu ne mai vedem zilnic, cumva amândoi am început să fie foarte extroverți. Celălalt nu mi-a spus că mă place, doar că el nici nu mă atingea și acum mai are gesturi în care mă ia pe după umeri. Ceea ce pentru mine nu e mare lucru, dar știu că pentru el este. Okay. Îi văd pe amândoi cum se uită, mă complimentează, sunt super atenți la ale mele
mood swings și în același timp, când unul cumva face un pas sau un gest care arată că e preferențial pentru mine, cumva îi văd că se înjură între ei prin priviri. Triunghi amoros. Fiind și același grup de prieteni, da, cred că este complicat și probabil amândoi sunt în competiție pentru atenția ta, dar pare că n-ai vrea să le dai atenția niciunora. Să ascultăm mai departe. Eu mă simt fix la mijloc, pentru că eu îi apreciez și îmi sunt foarte dragi, dar eu nu mă simt atras romantic de niciunul. Și deși în capul meu a fost clar și este clar că pe unul l-a refuzat și pe celălalt nu, pentru că încă nu mi-a spus, în același timp mă simt foarte aiurea, pentru că nu am mai fost îndrăgostită de super mult timp. I never had a relationship. Fix pe detrimentul ăsta, că întotdeauna erau lucruri în match-i, dacă îmi plăcea de cineva, persoana aia nu mă plăcea și dacă mă plăcea cineva, eu nu eram capabilă. Și deși multe persoane îmi spun să dau credit și am observat că dând credit persoanelor de lângă mine, da, mă simt mult mai apreciată, mai respectată și mai plăcută. Da, sure, poți să le dai credit, numai că pare că you're leading them on. Nu știu cum să traduc leading them on în română, le dai șanse, le dai impresia că ai vrea să fii cu ei sau le răspunzi cumva la gesturile lor. Le permiți să facă chestii cu tine, le permit să facă niște gesturi în care short te ating pe umeri și pentru ei înseamnă mult, să vorbească mai mult cu tine, să ieși cu ei la date-uri, să vorbiți în fiecare zi, să fie sweet cu tine și este absolut normal să-ți placă această atenție, mai ales că ai menționat că înainte când ți-a plăcut de cineva, ei nu te-au plăcut pe ei și acum te plac două persoane. So, atenția aia e frumoasă, e overwhelming și pot înțelege că îți place și pot înțelege că este foarte greu să ieși din, să pierzi tehnic această atenție de la amândoi în momentul în care le-i zici amândurora că nu ești interesată. Sure, al doilea băiat îți zice că este interesat de tine, dar tu simți asta. Primul băiat ți-a zis că este interesat de tine și tu i-ai zis, I'm not interested. Și probabil ți-e greu și să renunți la această atenție pe care o ai de la ei. În același timp, nu am acea atracție romantică de persoanele astea două, de absolut niciuna, și sunt foarte mult mai onestă și mult mai deschisă și mult mai permisivă și îmi place chestia asta, doar că eu nu am absolut nicio legătură, nu mă atrag din niciun punct de vedere romantic. Îmi sunt doar extrem de dragi și eu îi respect că se vede că amândoi fac eforturi și amândoi încearcă să-mi facă pe plac și e extrem de greu să-mi faci pe plac because I'm a girly girl. Am ajuns să fiu foarte feminină, dar în același timp sunt și gen de fată care își face chestiile singură și e extrem de greu să-mi faci pe plac, e extrem de greu să mă citești. Pare că și tu, prin faptul că zici lucrurile astea, you built up this wall în care tu te vezi pe tine ca această persoană care nu poate fi citită și este greu ca lumea să-și dea seama ce vrei, dar dacă doi băieți au putut să facă asta din cercul tău de prieteni, de la facultate care te vezi, înseamnă că totuși nu ești atât de greu de citit și that's absolutely not a bad thing. Nu este bine să fii greu de citit sau rău să fii greu de citit. Nu există o variantă corectă în care lumea să-și dea seama de cât de repede te citesc, dar e foarte drăguț că aceste persoane îți pot citi gesturile când ai nevoie de ceva, să fii foarte săritor, să fie foarte atenți la tine și asta înseamnă că de fapt nu ești atât de greu de citit sau nu ești o persoană care are acest wall build around them, care este foarte greu de dermat și durează foarte mult timp până ajung să-ți cunoască sufletul. Și poate să fie adevărat din anumite puncte de vedere, în sensul în care nu te deschizi foarte ușor unei persoane sau nu ajunge o persoană să știe lucrurile foarte deep sau foarte personale despre tine, ci doar lucrurile de suprafață. Însă cred că tot au reușit acești băieți să își dea seama de aceste lucruri și nu ar trebui să fie atât de dură cu tine, dar să auzim în continuare ce ne mai spune. Nu vreau să le stric prietenia, știu că ei au fost perioade când nu prea au vorbit și de foarte multe ori în perioadele acelea unul făcea mai mulți pași către mine și e o situație destul de presantă în anumite momente, nu se mai simte chiar tot timpul, dar e o presiune și vreau să întreb ce părere aveți, dacă este toxic sau nu faptul că a fost destul de clar în răspunsul meu, dar n-am fost și distantă. N-aș folosi cuvântul toxic, mi se pare un cuvânt un pic prea mare și prea dur pentru situația actuală.
sexuală, sunteți doar ușor într-o situație mai tensionată și probabil ar beneficia toată lumea dacă ați comunica foarte clar între voi și ei ar vorbi între ei gen, hei, tu o placi mai mult, eu o plac mai mult, poate prietenia noastră ca doi băieți este mai importantă decât pursuing a girl, ce vrei să facem? Și ai vorbi și tu individual cu fiecare și le spune, hei, nu sunt interesată, dar aș vrea să mănânc ca prieteni, îmi place că suntem prieteni foarte apropiați, dar nu văd lucrurile să meargă mai departe. Lucruri care se rezolvă dintr-o comunicare absolut rapidă, dar vreau să discutăm mai pe larg acest subiect de a da speranțe cuiva și care sunt repercursiunile, pentru că short soluția poate fi foarte ușoară, acum ascultând acest mesaj să-i zic, hei, vorbește cu amândoi, termină cu amândoi. Dar mi se pare că e o discuție un pic mai, mai largă aici, fiind și acest triunghi amoros și ei fiind prieteni. Sunt momente în care pe amândoi cumva îi las să fie mai taci, mai ales când am momente de oboseală sau proaste, când chiar simt că nu mai am energie să spun nu, pentru că amândoi speră. Da, this is straight up leading them on, le dai speranță. Înțeleg că nu ai energie să le mai spui, hei, n-am chef acum să fim super sweet unul cu altul, dar faptul că nu reacționezi deloc le dă o mini șansă, o mini speranță. Tehnic le dai o grămadă de mixed signals, că întreabă și acum cineva în chat de ce cineva îi dă mixed signals. Cred că e cam același lucru pe care îl faci și tu. Le dai mixed signal amândurora. Cu cât amâni mai mult să le spui adevărul, cu atât o să dureze mai mult situația și o să fie mai intensă și mai greu de separat. Nu m-am făcut niciodată să mă simt super inconfortabil sau nu a fost chestia asta, însă pur și simplu, mi este și foarte greu să fie un refuz categoric cum au fost la alți băieți, pentru că nu vreau să le rănesc sentimentele și uneori mi se pare că sunt toxică, deși nu aș vrea să fiu toxică, deși am spus cu subiect și predicat. Și mereu le-am dat hinturi, că da, suntem prieteni, dar cumva cred că, indiferent de ce aș spune, există acea speranță. Nu cred că e pentru că n-ai spus, cred că deși ai spus anumite lucruri, poate gesturile tale spuneau altceva pentru ei sau lăsau foarte mult la interpretare. Și presupun că era foarte interesant pentru ei și că era această tensiune în cu cine, cu care dintre noi doi va fi. Și probabil era incitant și pentru ei. Și deși ai fost foarte clară cu unul dintre ei, probabil el interpretează fiecare alt gest pe care îl faci ca, nu știu, o șansă în plus pentru el să mai încerce cu tine, which obviously is bad, că nu a înțeles acest aspect și crede că dacă o să insiste mai mult o să-ți schimbi opinia. Cumva persoanele astea sunt foarte sweet amândouă și fac foarte multe eforturi și mă simt foarte toxică și vreau să întreb dacă chiar sunt toxică sau probabil pentru că empatizez foarte mult cu aceste persoane ajung să mă învinuiesc pentru niște sentimente pe care nu le am. Asta este mesajul complet. În primul rând, mulțumesc foarte mult că mi-ai trimis mesaj, că ai avut încredere în mine și în comunitate să-ți dăm un răspuns. Vreau să citesc deja câteva informații, păreri din chat înainte să vorbesc mai pe larg de subiectul ăsta. Toxică, again, mi se pare un cuvânt un pic cam mare, nu mi se pare că ești toxică, nu ai făcut ceva atât de grav încât să fie numit comportament toxic. Violență, relația între cei doi băieți nu e responsabilitatea ta și nu e în controlul tău. Ce poți tu să faci este să fii sinceră cu amândoi, să nu continui să faci lucruri care sunt în contradictoriu cu ceea ce spui. Da, dacă cuvintele tale spun ceva foarte clar și la obiect, dar acțiunile tale îi invită să spere, atunci astea sunt numite mixed signals, pentru că spui ceva și faci altceva și atunci da, le da amândurilor la șansa să mai spere că poate o să poată fi cu tine, dar într-adevăr prietenia lor nu este responsabilitatea ta. Dacă ei se ceartă, e din vina lor, dar they could move past this. It's just they like the same girl at one point in their lives. Pot merge mai departe. Sunt de părere că nu sunt interesat, ar trebui să fie enough. Absolut, din păcate nu întotdeauna este, pentru că unii oameni o să se agațe de absolut orice acțiune de-a ta și o să o interpreteze ca ceva romantic. Foarte multă lume confuzează a fi nice cu a te da la cineva. Și absolut, dacă tipul ăsta i-a spus acestui băiat nu sunt interesată, pentru el asta trebuia să rămână. Numai că, din ce îmi dau seama din cum spune ea, nu face complet neintenționat aceste gesturi în care îi dă speranțe. Îi place că primește atenția de la el și asta o face să îi dea mixed signals, pentru că din acțiunile ei îi place să-i mai răspundă, îi place să mai vorbească cu el, îi place că el e atent la ea, așa că are mixed signals și pentru că she's very confused.
la ceea ce îi place. Sure, nu-l place și nu vreau relație cu el, dar îi place atenția pe care o primește de la el. Dar să vorbim un pic mai mult despre nevoia de a avea atenția cuiva, de leading them on. Bineînțeles, înțeleg nevoia ta pentru atenție, că foarte probabil niciunul dintre ei nu-ți place 100%. Și probabil de la fiecare dintre ei iei altceva de care ai nevoie. Poate unul dintre ei este mai cute, dar altul este mai funny. Poate unul este mai sensibil și altul este mai dur, mai interesant, mai unul introvertit, unul extrovertit. Așa că niciunul din ei nu este 100% tipul de care îți place, dar iei anumite lucruri de la ei care îți convin. Obții și tu ceva de la ei. Și nefiind cu niciunul din ei și not committing to any of them, este un limbo perfect pentru tine, pentru că simți că nu ești responsabilă de sentimentele lor, le-ai spus că nu ești interesată, dar îți place atenția pe care o primești. E ca și cum ai experimenta cu amândoi. E ca și cum you're dating both, you're experimenting. Un lucru care este ok dacă știu amândoi unul de altul. Și în cazul tău ei știu amândoi unul de altul pentru că este un triunghi amoros, ceea ce face lucrurile puțin dificile pentru că se creează și tensiuni între ei doi. Nevoia de validare e ceva normal, dar nu ar trebui să fie preluată la niște oameni de care nu ești interesată. Cred că este un pic interesată de ei, doar că nu este 100% interesată de ei. They're dating you, you're not dating them kind of situation. Interesant. Mi se pare că ea a fost destul de clară și, again, tipul al doilea nu i-a zis că o place sau că vrea să fie cu ea. So, technically, she's not dating either of them and she's not doing anything wrong in the sense of îl înșală pe unul cu altul sau ceva. Clar nu este cazul ei. Este o prietenie la ambii care evoluează în relație. La primul, clar vrea să evolueze într-o relație. E normal să-ți placă atenția și gesturile pe care le fac oamenii față de tine, pentru că toți avem această nevoie, însă dacă sentimentele nu sunt reciproce, nu o să se simtă bine for any of you. Absolut. N-are cum să nu te facă să te simți inconfortabil, pentru că deși atenția pe care o primești este genul de atenție care îți place, tot o să te simți nepotrivit. La un moment dat sau corpul tău o să-ți dea semnale că ceva este un pic off, pentru că, pur și simplu, deși atenția este bună, nu este la persoana potrivită. Sau tot niciodată nu o să-ți placă 100%. Oricum, at the end of the day, clar nu o să rămâneți prieteni la final, pentru că e greu să stai doar cu prieten cu cineva pe care ai crush. Da, cred că pot rămâne prieteni, pentru că, până la urmă, they didn't fully date, n-au fost într-o relație, s-au despărțit, e mai ușor să rămâi prieten cu cineva pe care doar ai avut crush față de să rămâi prieten cu cineva pe care ai trecut o relație și ai avut foarte multe sentimente. Următoarea chestie despre care vreau să vorbesc, următoarea chestie pe care vreau să o punctez este că, da, atenția lor te face să te simți mai bine și este foarte ușor în feeling-ul în care ești, în atenția asta drăguță pe care o primești, să uiți și de sentimentele lor. Și cu siguranță știu că am făcut și eu asta sau ați făcut-o și voi sau nu în trecut. Probabil înțelegeți, ați fost ori de o parte, ori de alta, dar ideea este că cu cât continui foarte mult să faci acest demers în care pare că îi dai șanse cuiva sau pare că îi lași să aproape tot mai mult pentru că îți place acel tip de atenție, cu atât va fi mai greu să te desparți, cu atât va fi mai greu pentru ei să înțeleagă că nu ești interesat și cu atât mai greu va fi pentru ei să se recupereze la un moment dat. Pentru că dacă you're leading them on, le dai speranță că ceva se poate întâmpla. Și poate you're leading someone on și nu știți. Așa că vreau să dau câteva exemple despre cum să-ți dai seama că you're leading somebody on. Că poate nu-ți dai seama. Poate tu crezi că doar le răspunzi foarte playful sau poate crezi că nu ești așa de dură cu ei, dar poate de fapt o faci. Dacă vrei ca lucrurile să se întâmple doar în termenii tăi, adică vrei să vă întâlniți doar când vrei tu, deși persoana aia îți scrie foarte des, n-ai chef tot timpul, preferi să faci lucrurile doar absolut când vrei tu și persoana cealaltă este mereu deschisă să facă lucrurile după termenii tăi. Niciodată nu îndrăznește măcar să propună altceva sau să se supere pe tine în vreun fel. Dacă cumva nu te vezi cu ei în viitor și nu vrei să-ți faci planuri cu ei sau nu ai chef de ei cândva și te foarte ușor să te detașezi, dar ei vor să vadă mai des cu tine, atunci e clear că you're leading them on, pentru că ei au speranța de a se vedea în viitor cu tine, dar tu nu o ai. Ești ok să nu vorbești cu ei câteva zile la rând sau să nu le dai explicații. Deși este doar o prietenie sau you're just like dating, nu simți că le datorezi ceva, deși aceste persoane sunt foarte, foarte interesate de tine. Dacă simți că nu le datorezi ceva sau că nu vrei să le povestești ceva sau că simți că nu o să se simtă prost dacă nu le povestești ce am făcut sau de ce n-aveam chef să le dau mesaj sau de ce nu le-am mai răspuns la mesaj, atunci înseamnă că you might be leading them on. Sau dacă le accepți atenția doar ca să te simți mai bine cu tine. Care poate să vină și dintr-un insecurity. Să spunem că da,
cum a fost și cazul acestei fete, a plăcut pe cineva în trecut, persoana aia n-a plăcut-o înapoi. Dar acum o plac doi băieți. Obviously it's overwhelming și e interesting și este o atenție pe care n-ai mai avut-o până acum în viața ta. Așa că e destul de interesantă și vrei să trăiești un pic cu atenția asta, să vezi, să experimentezi, să vezi cum este acest lucru, ca poate să-l recunoști mai departe în altă persoană după. E interesant și nu putem blama pe cineva că primește atenție și pentru prima oară poate în acest fel și la două persoane și nu știe cum să reacționeze și îi place această atenție. Este evident rău să dai speranțe cuiva, dar e absolut valid odată ce ai această atenție să începi să te simți bine și să vrei să vezi cum e să te simți atât de bine în continuare în fiecare zi. Dar în contextul unde you genuinely like their company, dar nu ai vrea să treci la nivelul următor, atât încât comunici asta cu persoana, n-are ce se întâmple rău. Sure, they might be upset for a while, dar dacă le comunici, hey, I love where this is, I don't imagine it going in a different direction, înțeleg dacă pentru tine înseamnă altceva, adică e foarte ușor să vorbești cu o persoană, să-i comunici direct lucrurile. Sure, poate să fie supărat prima oară când afla aceste lucruri. E o dezamăgire, aveai speranță în cineva și nu funcționează lucrurile. Dar cu cât îi zici mai repede cuiva că nu ești interesat, cu atât ușurezi situația overall. Do you believe in I like you, but I don't have time for a relationship? Într-un fel, but not really, că mi se pare că dacă ești interesat de cineva, you do make time, dar poate să fie un caz în care o persoană este foarte ocupată. Am avut un coleg de birou în America, cu care chiar am vorbit despre asta, că insista foarte mult o colegă și le întreba, oh my god, why are you not dating? De ce nu ești cu nimeni? Ești un tip super drăguț? Uite ce tipă te-a plăcut la petrecerea aia? De ce nu-mi place? Și mi-a zis, știu sigur că nu aș avea timp și nu aș fi foarte respectful într-o relație cu cineva. Pentru că el și muncea și avea și un fel de side hustle în care voia să se ocupe foarte mult de fotografie și de filmări și mi-a zis, nu pot să-mi imaginez că cineva mă caută și îmi dă mesaj și îi spun, pot să mă văd abia peste 4 zile pentru că am zilele pline până atunci, nu pot să-ți răspund la mesaj decât după 3 ore că filmez un întreg videoclip. Și atunci pot să înțeleg că n-ai timp de o relație, pentru că în momentul ăla din viața ta te concentrezi pe ceva. Dar nu mi se pare ok să-i spui unei persoane la modul în care îi da impresia că să te aștepte. Am o perioadă super ocupată acum și n-am timp de o relație, dar mai vedem. Pentru că atunci you're clearly leading somebody on. Dacă îi spui doar, băi, nu cred că mă văd într-o relație acum, punct, nu te plac, dar nu pot acum, atunci da. Continuând cu acest mesaj, ok, ce vreau să zic este că atunci când dai speranțe cuiva fără să vrei să ai un rezultat final cu ei, care e în același care e același rezultat pe care l-ar dori și ei, nu faci decât să le crești iluziile acestor persoane și nu are cum să termine pozitiv pentru ei în absolut niciun fel. Și again, cu cât durează mai mult să le spui nu, cu atât sentimentele lor vor crește și cu atât vor suferi mai mult. Și înseamnă că nu vrei ca aceste persoane să sufere, pentru că deși nu ești atrasă fizic de ei și nu vrei o relație cu ei, tot ții la aceste persoane, sunt prietenii tăi. Dar ca să înțelegi mai bine cum se simt ei, pot să-ți spun cu ce rămân ei după dacă tu le dai aceste speranțe și după aia foarte târziu le spui nu. E foarte ușor ca ei să-și piardă încrederea în ei și în tine, evident, dar și în ei pe mai departe. They're gonna question themselves a lot. Nu știu, imaginează-ți cum ar fi să primești tu un astfel de mesaj de la ei. Cum te-ai simți tu dacă ei s-ar preface cât de plăcut, dar ar aprecia foarte mult atenția de la tine și după aia foarte târziu, după 6 luni, după un an, ți-a zis, știi, de fapt, nu vreau nimic, scuze dacă părea că ne înțelegem bine. Cred că dacă le dai aceste speranțe, ei vor fi foarte confuși și desigur vor avea și inima frântă, dar îi poate afecta pe mai târziu în relațiile pe care le vor avea. Desigur, nu ești responsabilă tu de sentimentele lor în sensul în care dacă tu le spui nu, ești responsabilă pe cât de trist sunt ei. Nu, este their way of dealing with a nu breakup, a friendship breakup, dacă este. Dar este responsabilitatea ta să le zici cât mai devreme, să le comunici cât mai devreme că nu ești interesată de ei. Și desigur, ce mi se pare că pierdeți toți, când toți trei din acest triunghi amoros, când vă dați aceste speranțe, este că pierdeți foarte mult timp. Timp pe care puteți să-l dedicați altor persoane, în care puteți să vă dezvoltați voi mai mult, în care fiecare could have been dating somebody else, puteți să descoperi de fapt ce-ți place la anumite persoane și ei, they could have pursued different relationships, să nu se certe ca prieteni. Dar ei au pierdut și destul de mult timp încercând să te înțeleagă și să-ți citească sentimentele sau să interpreteze fiecare gest pe care îl faci, pentru că nu le-ai comunicat mai clar
Nu. Și știu că e comunicat una dintre ei, dar nu și celuilalt. Concluzia finală ar fi break-up-ul de both of them, în sensul în care le comunici amândurora că nu ești interesată de o relație, că nu trebuie să minți, dar poți să le spui că, păi, nu sunt interesată de o relație, vreau să mă concentrez mai mult pe mine, vreau să văd ce-mi place, poate am greșit că mi-a plăcut și mie atenția voastră sau poate că am greșit în sensul în care am așteptat să experimentez să văd ce-mi place la voi și ce nu și poate asta nu a fost ok, poate trebuia să spun asta de la început, dar concluzia mea ar fi că trebuie neapărat să le comunici cât mai curând că nu ești interesată și nu vezi un viitor cu niciunul din ei. Îmi dau seama că pentru tine poate toată acțiunea asta de a le da speranțe e foarte degajată sau foarte normală și pentru tine nu pare atât de grav, nu îți dai seama cât îi poate afecta pe ei sau care poate fi efectul negativ pe o durată mai mare de timp pentru ei, pentru că îți dai seama că investesc și timp și emoții și au impresia că se va termina într-un rezultat pozitiv. Deci, comunică cu amândoi, sunt sigur că o să rămâneți dintr-un triunghi amoros, într-un triunghi superb de prietenie. Cam astea ar fi sfaturile mele. Din ce te informezi ca să poți vorbi așa frumos și înțelegător despre toate situațiile? Any books or... cred că este experiența de viață. Că am trecut și eu prin mai multe situații și merg la terapie. Și mă ajută să pot să dau sfaturi altor persoane, dar, again, dintr-o calitate de prietenă, de amică, de... Îmi place mie să zic mătușa ta bogată din străinătate, că e the vibe I wanna give in life. Doar că sfaturile mele, evident, nu pot înlocui terapia. Sfaturile mele sunt și destul de generice, după cum vă puteți da seama. Pentru că un mesaj la Rus Hotline ar trebui să fie prima, dacă vreți, primul contact cu a depista această problemă și a afla mai multe păreri de la oameni care sunt foarte obiectivi. Eu fiind foarte obiectivă pentru că nu vă cunosc personal, dar și oamenii din chat care sunt obiectivi și vă spun, nu știu, exemplele lor similare. Și apoi mai departe poți discuta problema prin terapie cu persoanele tale foarte apropiate din viața ta și poți să descoperi mai mult. Asta e just like the first step. Dar cred că experience e the one. Că pot să-mi dau seama că și I led people on și eu când eram în facultate nu-mi plăcea de un băiat, de el mă plăcea pe mine, îmi plăcea atenție. I get it, I absolutely, mi se pare că am trecut prin majoritatea situațiilor pe care le discut. Alo, Rux Hotline! Scuze, am un nou client pe care trebuie să-l ascult. Dar ne vedem la video, uite-te în playlist dacă vrei să vezi și alte, dacă vrei să vezi și alte videouri cu răspunsul la diferite întrebări despre relații, despre prietenii și poți să-mi trimiți și tu întrebările tale, mesajele tale vocale pe rushotline.gmail.com. Scuze, trebuie să... Ce-a făcut? Hai că e chiar nesimțit. Deci zic-o ce să-i zici. Deci zici așa. Îi zici că te-am trimis eu și zici următoarele.